Banca Națională a României a făcut ieri cea mai mare operațiune de lansare de lichidități pe piața monetară de până acum. O sumă record de 16,65 de miliarde de lei a fost injectată în piață pentru a limita creșterea indicelui ROBOR, după care se calculează costul creditelor. Operațiunile de acest gen, numite repo, sunt tranzacții reversibile, destinate injectării de lichiditate, în cadrul cărora BNR cumpără de la instituțiile de credit active eligibile pentru tranzacționare, cu angajament acestora de a le răscumpăra la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data tranzacției. Specialiștii spun că se așteptau la o asemenea manevră a băncii centrale pe fondul diminuării lichidităților de pe piață. Lipsa de cash a continuat vineri, în condițiile în care ratele de finanțare, care includ randamente tranzacționate, au accelerat de la un obișnuit 5% până la 8%. Credem că BNR va injecta lichiditate astăzi prin intermediul operațiunii sale repo pentru a acoperi deficitul. Se menționează într-o analiză a ING Bank. Rezultatele operațiunii de luni s-au văzut în piață. Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut luni la 3,34% de la 3,38% vineri. De asemenea, indicele ROBOR la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a înregistrat luni un nivel mai redus de 3,53% față de cel de 3,58% de vineri.